Ne-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție între scriptură și ziar. De această dată, astăzi, mai mult spre scriptură, și am vrea să înțelegem cum anume putem să spălăm mintea cu apa cuvântului ca să citim corect realitatea care ne înconjoară. Ne vom îndrepta spre întrebări de genul: de ce studiu biblic, de ce să plătim prețul pentru a citi scripturile, mai are vreo relevanță? Scriptura în viața omului din secolul 21 ne putem hrăni epistemic din adevăruri care au fost scrise acum 2000 de ani. În 1986 eram în liceu, ca mai toți tinerii din generația mea, nu visam, dar eram obligați să ne facem ingineri. Majoritatea apropiaților ne sfătuiau că Uh, ingineria este cea mai bună opțiune în vremea aceea, până când am întâlnit la Iași un inginer care și-a schimbat complet traiectul uh, profesional și pasiunea și preocupările s-au îndreptat spre Sfânta Scriptură. După prima întâlnire și a doua și a treia, după ce am adâncit privirile în Scripturi, s-a uitat la mine și mi-a spus, de ce nu riști? De ce nu te duci la filologie? la filologie, la filologie se duc numai fetele, nu am ce căuta la filologie. du la filologie clasică, caută, vezi dacă se studiază undeva în țară și mergi în direcția aceea. Astăzi am 20 și ceva de ani de carieră ca filolog clasicist și datorită acestui inginer care a devenit filolog. Astăzi l-am invitat pe Beni Fărăgău. Când spui Beni Fărăgău, spui studiu biblic. Poți să nu fi de acord cu rezultatele concluziilor sale, poți să nu fi de acord cu metodologia, poți să nu fi de acord cu anumite lucruri care sunt scrise în cărțile lui, dar nu pot să spui un singur lucru: că Beni nu iubește Scripturile. Bine ați venit! Bine fărăgău. fără gău. Mulțumesc! Mulțumesc, Marius! Și aș vrea să ne îndreptăm spre Scripturi de această dată. Suntem între Scriptură și ziar, pornim de la Scripturi și prima întrebare este cu pornire de la un text, unul din textele pe care le-am studiat printre primele împreună în urmă cu 29 de ani când ne-am întâlnit. Este o promisiune în Scripturi. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită dată cum era dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător îi ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Studiem Biblia și totuși nu suntem fericiți. De ce să studiem Biblia? Mă uit pe masă și văd moldarul de ziare și văd Sfânta Scriptură. Cred că ar fi suficient să le răsfoim, să vedem în câte direcții divergente te aruncă, Ideile lumii de astăzi, întrebarea mea este unde este o apolară care să mă ajute să navighez prin lumea în care trăim. Și eu cred că asta e suficient pentru mine ca să zic, iau Biblia în mână să mă pot orienta în diversitatea extraordinară pe care o întâlnesc în fiecare zi în viața mea de mii de ani. Același cuvânt a schimbat mii și zeci de mii de vieți și le-a dat orientare pe marea tulburată a vieții. Și asta în sine, zic eu, se merită să mă împingă în direcția asta. Deci, dacă mă uit într-un text de 2000 de ani, pot să sondez, să citesc, să interpretez mai bine realitatea care mă înconjoară? Sunt atâtea lucruri provocatoare în prejur. Căsătorie, creșterea copiilor, finanțe, politică. Ce relevanță are un text pentru politica din ziua de astăzi, pentru interpretarea fenomenului politic? Mi-aduc aminte de o vorbă a lui John Stott, după ce a prelegerea într-o -un, într universitate, au venit doi tineri la el și au zis, Domnule, nu comentăm adevărul celor spuse dumneavoastră. noastră. Întrebarea noastră este: Ce relevanță mai au pentru noi aceste adevăruri după mii de ani? Uh -huh. E adevărat, cartea pe care o ținem în mână este cel puțin 2000 de ani veche. Dacă stau în Noul Testament și trebuie să o împing mult mai departe, dacă intru în Vechiul Testament. Acum, ce trebuie să știu despre Biblie și tot de la John Stott am învățat cu ani și ani în urmă lucrul acesta este că aș putea reduce Biblia toată la o propoziție simplă. Dumnezeu a vorbit. Și dacă aș pune două întrebări simple, în primul rând, de ce mi-a vorbit? Teologii spun că Dumnezeu este transcendent, noi trăim aici în găoacea Universului, bucla asta fără șira de șertăciunii, dacă El n-ar fi coborât spre noi, dacă nu ne-ar fi vorbit, nici n-am fi știut că există. Și atunci, venirea Lui spre noi, uh, ridică alte două întrebări. De ce un Dumnezeu transcendent ne-a vorbit? În primul rând, ca să se facă înțeles. Și aici cred că este important ce ai făcut tu în facultate, uh -huh. să înțelegi limba, literatura, pentru că Dumnezeu și-a codat mesajul în uh, haina limbii, la babele n-am curcat decât un aspect al limbii ca să facă posibilitatea comunicării între diversele limbi de pe pământ. A doua întrebare, dacă el a vrut să facă înțeles, obligatoriu a vorbit în timp și spațiu. Cu alte cuvinte, textele Bibliei nu au fost scrise pentru mine acum și aici, ci pentru ei atunci și acolo. Dar dacă pun cealaltă întrebare, cine este cel care a vorbit? Pentru că Dumnezeu a vorbit, el rămâne întotdeauna în armonie cu sine însuși, nu se contrazice. Și pentru că Dumnezeu a vorbit și el este alfa și omega, el rămâne normativ și relevant. Cred că aceste patru axiome fundamentale în interpretarea Bibliei, n-ar trebui să le pierdem din vedere. Dar acum, știind prăpastia dintre Biblie și noi, eu cred că am apropii de Biblie în doi pași distinți. Mai întâi pun întrebarea ce a însemnat textul pentru el și acolo. E foarte important să aprinzi contextul istoric, să înțelegi ce s-a întâmplat în vremea respectivă. Dar după ce ai epuizat lucrurile și ai ajuns la principiile universal valabile din text, atunci poți să treci prăpastia. Ce înseamnă textul pentru mine acum și aici? În felul acesta, cred eu, un text vechi devine relevant în zilele noastre. Ce a însemnat pentru ei atunci acolo să nu fierbie un laptele mamei lui? Ce înseamnă pentru mine acum? Că nu-mi trece prin cap să fac așa ceva. De ce acest text este un text special? Vorbim de hermeneutică, da. dar vorbind de hermeneutică biblică. Pentru că plecăm cu niște presupoziții asupra acestui text, noi credincioși, și avem niște presupoziții diferite. Am colegi necredincioși, filologi clasici de asemenea, care se apropie de textul ăsta ca de oricare alt text. Este un text superb, fascinant, literar, dar eu am presupoziții diferite. Textul ăsta este un text special, este un text inspirat. Ce înseamnă asta? Că este un text revelat, inspirat. Deci, toată Scriptura, spunem noi, este insuflată de Dumnezeu și acum o citez și de folos să înveți să mustre. Dacă iau Biblia, trebuie să țin cont de doi autori. Este autorul divin care supervizează întreaga Scriptură. Acum, e un lucru știut că Biblia este o bibliotecă, practic, 40 de autori, trei limbi diferite, pe trei continente diferite, de-a lungul 1600 de ani. Să țin armonie o astfel de colecție de texte, ca să pot spune Dumnezeu nu se contrazice, trebuie să existe o minte deasupra minților pe care Dumnezeu le-a folosit. Eu nu cred că oamenii sau scritorii Bibliei au fost mașini de scris, ci eu cred că personalitatea lor a rămas, dar Dumnezeu a insuflat adevărul lor, le-a dat harul să aibă acces la fântâna înțelepciunii lui Dumnezeu. Și în felul ăsta e o diversitate de texte înaintea ta, guvernate într-un fel de mintea suverană a lui Dumnezeu care dă da armonie între întregii scripturi. Acum, dacă mă leg doar de textul pe care l-ai citat, să nu fierb iedul în laptele mamei lui, niciunul dintre noi nu luăm un mod mecanic, un astfel de text să-l translatăm în, relația, în realitatea zilor noastre. Și atunci mă întorc înapoi în vremea respectivă. Și aici contextul istoric este foarte important. Și trebuie să înțeleg frământările religioase ale vremii respective, care sunt conotațiile religioase ale unui astfel de gest. În mod evident, lucrurile s-au schimbat de atunci și până acum, dar principiul îl pot și eu translata la mine. Pentru că, fără să intru în foarte multe discuții, aș putea spune: um, Idolatria din vremea respectivă îi împingeau pe oameni la tot felul de ritualuri prin care ei își manifestau încrederea în divinitățile vremurilor respective. Ce îmi spune Dumnezeu simplu este: puneți încrederea în mine. E. Principiul acesta renunță. La Dumnezeii viacului în care trăiești și puneți încrederea în mine. Ăsta este un element care îl pot translata. Se spune că Biblia are un singur înțeles, dar o mie de aplicații. Uh -huh. Înțelesul trebuie să-mi-l dea contextul în care găsesc textul și aici intră toate contextele pe care le-am amintit, și cel literar, și cel istoric, și cel teologic, dar aplicațiile pot fi foarte diferite. Un principiu pot aplica în de diverse forme. Depinde de situația în care mă aflu, locul în care mă aflu. Deci avem de-a face cu un text foarte complex. Divino-uman, spuneți? Da. Cu un autor divin unic care are un fir roșu din geneza până în apocalipsa. 40 de autori și aici este evident, citind scriptura în original vezi diferența de stil, diferența de personalitate, uh, uneori, e, uh, ceea ce noi am spune, erori de retorică sau de gramatică sau forme ciudate gramaticale, autor divin, autor uman, un fir roșu, ce este istoria binecuvântării? Ați căutat de-a lungul zecilor de ani, și zecilor de cărți pe care le a scris și de asta sunt de vorbă acum. Pentru telespectatorii noștri care nu vă cunosc, trebuie să menționez faptul că la această emisiune sunt invitați experți într-un anumit domeniu care au expertiză și experiență. Cărțile din spate, zeci de ani de studii, numai eu vă știu de aproape 30 de ani făcând același lucru. Ați ajuns la un concept, istoria binecuvântării. Ce ne puteți spune pe scurt după acești zeci de ani rămânând și uh, 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 făcând acest luat, care s-a copt deja în jurul conceptului istoria binecuvântării? Ce ne puteți spune în câteva cuvinte despre ce ați observat în acest fir roșu? Am voie <coughs> să plec de la frământările mele de mulți, mulți, mulți ani înainte, uh, lucrând cu studenții, suntem în Cluj, un centru universitar ei vin și pleacă, noi suntem ca o imensă ușă rotativă și mi-am pus o întrebare simplă plecată de la propriile mele frământări cum poți așeza baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în viața unui om? Dacă iau mijloacele revelației plec de la faptul că Dumnezeu s-a revelat în conștiința noastră în istorie, s-a revelat în Fiul Său, în Iisus Hristos, în Scriptură cred că scriptura rămâne sursa primară a revelației, păcatul a afectat toate lucrurile, nici pe Hristos nu îl înțeleg altfel și el s-a legitimat prin scriptură dacă iau scriptura pentru că despre ea, despre ea vorbim am 66 de cărți înaintea mea este extrem de complexă îmi trebuie 82 ore să o citesc de la un capăt la celălalt cu vocetare dar să mă descurc în păienjenișul de forme literare și de contexte istorice diferite și de aici a plecat întrebarea Acum Domnul Iisus Hristos însu spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă iau Biblia în mână și vreau să ajut pe cineva, întrebarea pe care am pus-o devine practică și relevantă. Cum așez în timpul cel mai scurt, baza cea mai largă în cunoașterea lui Dumnezeu? Este suficient să iei Biblia în mână și să vezi că are două părți, Vechiul și Noul Testament, 39 de cărți, în vechiul 27 -9. Este suficient să te uiți un pic mai atent să vezi că aceste cărți sunt grupate după formele literare. Am 17 cărți narrative istorice, 5 poetice și cele de înțelepciune sau sapiențiale și am 17 cărți profetice. Dar acum, Noul Testament este ca un burete înmuiat în Vechiul Testament. Găsim o mulțime de citate. Această legătură este indisolubilă între cele două. Dacă mi-aș lua, metaforic vorbind, libertatea să mă ascund după Duhul lui Dumnezeu care a insuflat pe autorii Noului Testament. E foarte simplu să vezi care sunt cărțile preferate ale autorilor Noului Testament. Din primele pe cărți Domnului Iisus și apostolii au citat din Deuteronom mai mult din orice altă carte. Din Isaia decât din orice altă carte profetică. Din Psalm decât din toate celelalte cinci cărți. Observi, aproape involuntar ești trimis, dacă vrei să așezi baza cea mai largă, ești trimis spre ce secțiuni mari. Ai Deuteronom, ai Isaia, ai Psalm. Mm -hmm. Următoarea întrebare este ce a interesat pe autorii noului testament? Care e firul acela roșu de care pomenea ei. Mm -hmm. În mod evident este linia mesianică. Mm -hmm. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos în drum spre Emaus a început de la Moise, și l-a trebuit în toate scripturile ce era cu privire la el, s-a întors în seara acelea zile și a luat toate secțiunile Tanacului, a luat toate secțiunile Vechiului Testament legea lui Moise, prorocii și psalmii și le-a vorbit despre el însuși, despre persoana lui deci firul central al întregii scripturi este linia mesianică în Hristos se împlinește toate prefigurările și profețiile Vechiului Testament. De aici a plecat căutarea noastră și în felul acesta ne-am construit o cărare prin Scriptură. Istoria Binecuvântării este o cărare prin Scriptură. Dacă aș lua din Genesa până în Apocalipsa, s-ar putea să nu văd copacii de pădure sau pădurea de copaci, da? pentru că este un demers laborios și foarte lung. Istoria binecuvântării are mai multe secțiuni, dar în prima secțiune, în primii șapte ani, noi am adunat coloana vertebrală a scripturii. Și cum îți spun, o experiență din viața mea, să vezi cum s-au declanșat lucrurile. Eram în anul 5, aveam vreo 1600 de biserici pe urma noastră în studiu biblic în țară, și um, eram obosit. Am descoperit că am diabet, eram cu chitară în mână și îmi plângeam înainte Înaintea lui Dumnezeu. Mm -hmm. Și tocmai studiam Iosua. Și Dumnezeu i-a spus lui Iosua un lucru interesant. Uite țara, cât va călcat talpa piciorului tău, are la vei avea. i și pornit pas după pas, să acopăr toată țara ca să fiu sigur că totul va fi al meu. Circumstanțele l-au împins pe Iosua într-o altă direcție. A dat două bătălii, afrând coloana vertebrală a dușmanului și a stăpânit țara înainte să o fi cucerit. Și în momentul acela mi-am pus o întrebare și am zis, wow, care-i dușmanul meu? ignoranța, necunoașterea lui Dumnezeu. Da. Care e țara care te să Cu 66 de cărți. Există o coloană vertebrală care trebuie frântă? Care o fi aceea? Și în felul acesta, în istoria binecuvântării, adunăm în primii șapte ani 26 din cărțile Bibliei care formează coloana vertebrală a Scripturii. Cărți reprezentative din punct de vedere literar, din punct de vedere istoric, din punct de vedere teologic. Și în felul acesta, practic, pe cărare, ajungi să colinzi spațiul sacru a revelării de sine a lui Dumnezeu în dorința de a-L întâlni, de a-L cunoaște. După acești zeci de ani de studiu și zeci de cărți scrise, aveți după anii ăștia ceva de spus unui tânăr care s-ar îndrepta spre studiu biblic, formal sau informal, să presupunem că avem un tânăr care nu neapărat ar alege cariera filologică, ceea ce am făcut eu, dar ar vrea, așa spune, fascinant, vreau să vreau să îmi frâng ignoranța și vreau să cuceresc și eu uh, scripturile. Ce l-ați fătui la început de drum? Pentru că drumul e lung și greu, dacă nu ești bine motivat, o lași baltă, te oprești în toată alergarea. După două, ta. trei cărți? Nici nu știu dacă ajungi până acolo. Dar în primul rând, i-aș pune în mână o carte care am scris-o după 25 de ani. Se cheamă Viziunea Împărăției, în care am încercat să punem experiența celor 25 de ani, să oferim o privire de ansamblu a celor șapte ani, ca să poți avea totul înaintea ta, ca să știi, să ai o hartă pe care mergi. După aceea, i-aș spune un lucru foarte simplu. Dacă te-a pus să studiezi Biblia, să nu-ți imaginezi că ești la cules de lebeniță, sau harbuz, nu știu, cu fiecare cum de. îl numește. Și ai un coș în care iei de două ori, îl umpli și pleci acasă. Și te duci la cules de afine și trebuie să le iei bob cu bob cu mâna. Și cu trebuie să escaladezi. Exact. Și trebuie să urci panta și <fie> să trudești ca să-ți umpli coșul. Cu alte cuvinte, studiul biblic este ca și un mod de a trăi ca parte din viața ta. Unul din oamenii care Uh, M-au șocat ascultând o casetă. A fost Howard Hendrix. Uh -huh. Howard Hendrix uh, zice: Chiar dacă aș fi la o întâlnire cu președintele Statelor Unite, la 9:30 mă scol și mă duc acasă după ce cer uh, iertare că las toată povestea. Și poate m-ar întreba de ce. La 5 dimineață am întâlnire cu regele Universului. Uh -huh. Și zice: După 25 de ani. Ne va stemestezi din somn, somn, pentru că m-au auzit țipând în, în, în biblioteca mea. Uh -huh. Și a zis, ce s-a întâmplat? Ce am terminat Biblia de transcris structural. <laughs> <laughs> Cred că este un drum de o viață. Yeah. Pentru că eu citesc Biblia doar ca să povestesc cu stăpânul meu. Și după ce am stat de vorbă cu el, să pot spune și altora bucuria întâlnirii cu el. Dar asta nu poți face. Un pic, trebuie să o iei în fiecare dimineață. Când lucram, la ora șase trebuia să fiu, în schimb, la șase fără un sfert. Aveam sute de oameni sub mână. La ora 5 trebuia să plec din casă, ca să am timp de și trebuie să mă scola la patru. Uh -huh. Dar ca să mă scol la patru, trebuia să mă culc la nouă jumate sau zece cer certul Și atunci disciplina este extrem de importantă pentru a-ți croi în viață un tipar a relației tale cu Dumnezeu. Mi-am dus aminte acum de o metaforă pe care ați folosit-o în urmă cu 29 de ani. Dacă vrei să culegi schițe de predică și să obții lucruri ușor de spus în amvon, este ca și cum te-ai duce să prășești castraveți și obții castraveți. Dacă vrei să obții adevăruri grele și profunde din Scriptură, trebuie să sapi după diamante și trebuie să găsești diamantele acelea care se găsesc probabil la zeci sau mine de sute de metri adâncime. Atunci am înțeles că această escaladă această urcare pe munte cu Dumnezeu în Scripturi este un preț extrem, extrem de greu de plătit. Dar extrem de frumos și plin de satisfacție. Aici aș vrea să ne oprim un pic. Avem hmm. în, între noi acest tânăr virtual, probabil stă în fața televizorului acum și ne ascultă. Și s-ar putea să citească cu un optimism aproape, aproape irresponsabil sau cu un triumfalism din acesta pe care noi evanghelici îl folosim de multe ori să citească eu sau 1 cu 8. Cartea aceasta să nu se depărtezi de gura ta, curge asupra ei și noapte și vei fi și citește ultima parte și vei lucra cu succes în orice lucrare a ta. Dar și aici spune, vei fi fericit în toate lucrarea ta. Și tânărul respectiv s-ar putea să-și facă o socoteală de tânăr naiv la început de viață și să spună, vezi, dacă voi studia Scriptura, judecăm naiv cauză efect, voi fi fericit. Voi fi fericit în căsnicie, voi fi fericit în. voi fi plin de izbândă, voi avea nepoții pe lângă mine, toată lumea va fi fericită. Vreau să vă pun o întrebare grea și dificilă, delicată. Așa este. Voi fi fericit în interpretarea asta a mea, anii de studiu și ani aduc în, această, în, această, în acest calcul ca al prietenului lui Iov ai stat și studia ai studiat Scriptura, n-ai niciun fel de suferință, ați suferit în anii ăștia. Domnul Iisus spune, ferici de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu și ca să închidă cercul, după ce a trecut prin fericire, spune, ferici de cei prigoniți, prigoniți. din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția, Prăția lui cea. Dumnezeu. Dacă ar fi să aleg să primesc împărăția în schimbul sărăciei în duh sau prigoanei din pricina a suferințelor, de a neprihănirii. Aș alege sărăcia în Duh, toate că mulți nu știu ce înseamnă asta, nu înseamnă uh -huh. să fii sărac cu Duhul, uh -huh. ci să descoperi că n-ai cu ce plăti intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar acum, sigur, Scriptura spune că toate lucrurile lucrează împreună spre pe binele mine. celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dar întrebarea este, cum definezi fericirea și cum definezi binele acesta? Exact. Dacă citesc numai un pas mai departe, îmi dau seama că binele nu e cel pe care eu mi-l proiectez, mi-l doresc, fericirea mi-o descriu și o anticipez, ci este asemănarea mea cu Domnul Când Iisus e. Hristos. Uh -huh. Ori, asta cred că este rostul apropierii de Scriptură. Scriptura este numită sabia Duhului. Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul lui Dumnezeu ca un bisturiu ca să opereze. Ori eu trăiesc într-o lume în care trupul meu a fost atins de păcat, sunt plin de cancer într-un fel. Duhul meu este viu din pricina Duhului Dumnezeu și atunci am nevoie de aceste operații. Poate să-mi spună cineva ce fel de bisturiu sau ce fel de dălți trebuie să folosească Dumnezeu ca să cioplească în mine chipul lui și fericirea? <hânt> uh, nu cred Pavel poate fi depășit în ce a zis. Oricine voiește să trăiască în prianire va fi, va prigonit. Va fi prigonit. prigonit. Când îl alegi pe Hristos, trebuie să zic crucea pe umăr, să mergi pe urmele Lui. Și dacă încep să-L cunoști pe El, Scriptura spune, nătești de aceasta nu dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ori dacă mă uit la versetul imediat următor, mă trimite direct la crucea Domnului Isus Hristos. Am fipt în țărâna pământului dovada iubirii lui supreme. Pe crucea respectivă este și dovada mâniei și a dreptății lui supreme. Și eu cred că atunci când înțeleg inima lui Dumnezeu prin prisma crucii și apoi prin prisma învierii, pot trece prin valea umbrelor morții, prin valea asta plângerii, chiar când nu ți-ai dori ceea ce se întâmplă. Și uneori prezența lui este mai importantă chiar decât protecția lui binefacerea de a fi în dialog nu Nu odată, nu un om mi-a spus că în astfel de momente când descoperi că ai cancer sau când îți spune cineva ți-am luat toate cărțile din mână, nu mai poți citi, nu mai poți vedea, în astfel de momente ești obligat să tragi ușa de pe tine și te pomenești în singur alături de Hristos. Dar ce altceva e mai frumos decât părtășia aceea cu El la care te obligă situația prin care nu înțelegi de ce treci. Da? Poți să fii tu, poți să fii copiii tăi, poți să fii cei dragi din jurul tău, dar eu cred că tocmai cunoașterea de Dumnezeu pe care n de unde să o iei decât din Scripturi, îți va da puterea aceea, să te bucuri chiar și în suferințele tale. Știind că suferința aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și o nădejde care nu înșală. Am ales un drum diferit decât l-ați ales dumneavoastră prin scripturi, dar confirmă același lucru. Am trecut în acești 29 de ani, prin multe, dar scriptura mi-a fost întotdeauna balsam, mângâiere și tânărului nostru, i-aș spune, indiferent cum te relaționezi la oameni, pe beni fără gău, poți să-l iubești până la idolatrie sau poți să-l contești cu pasiune, poți să imiți vorbirea lui, poți să citești din cărțile lui să nu citești scriptura, dar un lucru am învățat, Că scriptura este ceea ce ne leagă și adevărurile din Scriptură sunt cele care ne mângâie. Și aș mai spune ceva. Eu am luat mm. câteva decizii în tinereția mea. În primul rând, este 67 de ani în aceeași adunare de credincioși. Și de 67 de ani sunt acolo și mi-am pus o întrebare în tinerețe, văzând o mulțime de predicatori, ambulanți, care împrumută schițe de predici, cum ai pomenit tu. Și am zis, Doamne, ce să fac să nu intru pe drumul acesta? Și mm -hmm. este un verset care mi s-a lipit de suflet. Înțeleptul își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Oricând când te apropii de scriptură și începi să o studiezi în mod sistematic, Dai de fântână înțelepciunii lui Dumnezeu, nu e păi niciodată. Poți predica de 10 ori prin aceeași carte, din scoarță în scoarță, și o găsești proaspătă și nouă și extraordinar de frumoasă. Pe de altă parte, îi mai spun ceva tânărului meu. Nu s-a întâmplat să iau vreo carte din Biblie, să nu mă îngrozesc cât de grea e, cât de complexă e, dar n-am terminat nicio carte de studiat fără să ajung la frumuseții incredibile. Dar astea sunt la urmă. Nu știu mm -hmm. de ce. Lui Dumnezeu îi place să ascundă lucrurile ca împărații să le descopere. Cerșetorii n-au nimica. Decât ce spune Iov. scurpăm pământul pâinea. Dumnezeu în bunătatea lui. Dar dacă mm -hmm. vrei nestemate și diamante, trebuie să sapi un pic, un pic mai adânc. Un atent. pic mai mult. Mm -hmm. Deci să privim realitatea ziarele prin lumina scripturilor. O lumină care niciodată nu înșală și, și, care și nu se Și niciodată invers. Stimați telespectatori, astăzi am învățat câteva lecții importante și anume că Scriptura nu ne este o cârjă care ne ajută să umblăm prin lume, nu este un, un medicament care ne ajută să ne suportăm mai bine realitatea. Scriptura este apa lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, cunoștința lui Dumnezeu informația esențială lui Dumnezeu, coloana vertebrală a vieții și când te apropii de scriptură ai două opțiuni, să o privești ca o informație care îți hrănește intelectul sau să-ți modifice complet stilul de viață. Am discutat cu un om care după zeci de ani de studiu și-a schimbat stilul de viață, gândirea și invitația noastră a fost pentru voi, dragii noștri prieteni, să citiți scripturile, nu trebuie să citiți neapărat ce scriem noi. Citiți scripturile și ele vă vor hrăni sufletele. Mulțumesc.